Salut! Pentru astăzi obiectivul meu ar fi să prind 50 de pești sau peste 50 de pești pe un lac în care nu am niciun boss prins. Am încercat să fac aici echipamentul în așa fel încât să acopăr toate speciile, și alea mari și alea mici. Avem undița asta pentru margine, speciile mici, bream, tenci, roaci, astea mici. Am folosit feeder-ul ăsta, a trebuit să fie destul de bun pentru speciile astea mici. Mai am firul pentru maximul de cât, 20 de kilograme, cred, nu, sub 20 de kilograme ar fi. Lăbus ăsta. Ar trebui să fie destul de, nici prea gros, nici prea subțire, nu văd de ce nu ar merge să prind în cazul în care văd că am probleme, schimb în timp ce joc. Schimb firul dacă văd că nu trage nimic. Pe aici l-am, deci am prima undiță cu primul ăsta, cum îi zicem, primul lac. Ăsta e pentru speciile mici. Crab și alte specii din astea mici, bream cu momelile de aici. Deci am cu undița, prima undiță, primul ac cu momela asta pentru specii mici, exact cum recomandă de zice să fie float, da, plutitoare. Plutitoare, exact cum îmi recomandă pentru acul ăsta, da? Și zice că efectiv use with a buoyant bait de asta, adică pe nămol cu momeală plutitoare, exact cum am grupat. Apoi am avea șasele, care cred eu că l-am pus cu 2. Da, tot pentru specii mici. Și zice că pentru boile, deci deja la ăsta. A, păi stai mă, 2-ul e cu 2-ul. Deci am 2 momeli pentru ăsta. De ce am băgat eu asta? Asta e... Nu rețin de ce mi-am făcut reglajul așa. Sink, ăsta e pentru specii mici. Da, asta cred că o scot. Am pus-o din greșeală, probabil. Da, și acum rămâne... Ăsta e cu boile. Asta a doua e pentru pești mai mari, dar tot în margine. I-am dat ceva nici prea slab, nici prea puternic, cu G-ratio ăsta de 471. Nu știu cât de bine o să mă descurc cu ea, dar vedem ce pești prind. Asta e iarăși cu același fir pentru 18 kg sau cât vrea să însemne ăla. Deci avem prima undiță cu primul ac, prima momeală, al doua momeală, și pentru pești mari și distanțele foarte mari o am pe asta, care e special pentru pești mari. Am asta care spune că ar avea putere să scoată orice monstru, să spunem, din lac. Cel mai puternic fir posibil. Și momeala, uite, aș putea să mai bag o momeală, dar nu văd de ce aș merge pe treaba asta. Ăsta zice că e pentru specii mari de crab și som, da? Cu boile. Ăsta e ce am pus, boile, unul mare. Bine că ar merge și cu ăsta, dar fiind acum mare trebuie undeva la 20. Și ăsta e de 6, 6-4, cam merg cu amândouă. Boile, și am gravelul care zici că ar merge tot cu... Asta nu-mi zice. Bun, ăsta nu zice cu ce mumeala funcționa perfect. Dar îl pot folosi pe pietriș. Nici mumeala asta nu spune că ar avea preferințe. Să mai bag o mumeală, măcar să fie nevoie. Hai că mă rezum la ce am aici. Deci ăsta e echipamentul pe care o să-l folosesc. O să vedem imediat profilul, să văd câți boși am pierdut. 29, în cazul în care, cine știe, rupe vreunul firul, să sperăm că nu. Dacă rupe firul, verificăm aici la final, ca să vedem. Bă, am pierdut vreun boss, să știu dacă îmi pare rău sau nu. Aici, mergem pe The Moat, aici. Aici nu am absolut niciun boss prins. Și avem crap,
Avem crap. Bă, dar n-am... O, da, am și somn, am și specii mici, deci sunt pregătit pentru tot ce trebuie. Dăm pe multiplayer, că doar pe multiplayer pot să... Doar pe multiplayer pot să văd câți pești am și câte kilogram. Și mergem pe... Dăm mod, la castel aici. Ce zice de castel? Și avem 19 boși în total de agățat pe acolo. Să vedem ce reușesc să iau. Avem și big ban. O, interesant. Setări. Tackle 3, fără limită. Ziua, bă, încep de la 7 și te dau timp real. Să vedem cum mă descurc, timp real. În cât timp prind eu 50 de pești? Asta e obiectivul. Și în 50 de pești, câți boși reușesc eu să iau? Bine. Îi dăm start. Hai. Space. Ok. Nu știu exact dacă se observă, dar am AMD Sharpening ăla la 10 setat, e activat. N-aș zice că e activat, nu văd diferențe așa mari. Las-o acolo. Gata, mă! A tras direct la aia mare. Pentru capturi mari. Hai, ia-l. După 2 minute doar, nu? Mai puțin de 2 minute de așteptat. Vine, 67, 68. E posibil să fie mare. E mare că pleacă, nu vine. Pleacă, nu vine! Ia. Reușesc să-l aduc repede la mal. Băi, noi fi luat boss din prima, mă. Nu că mi-ar părea rău, dar pare prea puțin probabil să am eu norocul ăsta. Vine greu, vine greu. Hai că l-am adus la mal destul de rapid. Are peste 10 kg ăsta. N-are peste 10 kg. Are, băi. Are peste 10 kg, dar nu e boss. Să încerc cu niște mumeală, mai am varianta asta. A, sare... Nu, nu sare, mă bucuram degeaba. Am scos asta și de-aia. Hai să dau la 2 acolo. La 2, la 1. Exact unde trebuie îndată, nu? Trag puțin. Uite-mă că a luat-o! Băi, ce tare! Doar am pus mumeala și gata. Bine. Băi, îmi scap? Nu! Băi, mă lași! Ia. Tenci? A, e tenci, e bine. Care e? Care e? Doiul. Hai mă, că au început să tragă până la urmă. E multă tensiune. Hai băi, ești la mal. Nu mai pleci de aici. Nu vrea. Nu vrea să-l dea. Gata, mă. Încă unul. Bine așa. Poate vine ceva și la 3 unde trebuie să vină bestie mare. Uite mă că e mare. Crap fantomul ăsta. 7 kg. Nu are peste 10. 1. Hai încă unul mic. Repede, repede. L-am luat. Bă, ăsta e mare. Cum mă? Mare? Asta e undița cu... Pentru speciile cele mai mici. Tenci, bibanul ăla, perci, bream. Să fie boss? Vine prea greu. Sau să fi tras vreunul mare la ăsta. Opa, feeder-ul. Feeder-ul, aolo. Gata, s-a dus. Bă, nu mulinează deloc ăsta. Ba da, ba da, ba da, ba da. Se joacă cu mine ăsta. Gata, l-a dat. Ia, boss. Băi, atâta, câta bestia. Cum ăla, băi, n-are nicio legătură. Cum atât de mare? E boss? Nu. 13 kg la mumeala pentru pești mici. Cum vine asta? Că nu mai înțeleg nimic. Hai că am pus-o și jos. Nu mai înțeleg nimic. Deci a venit pentru la act de ăsta mic, 10. N-a, nu mi-a venit la 6, nu. Ba da, la 6, 2 e cu 6. Mi-a venit la ăsta, act mic, cu mumeala de asta. Ciudat. Bun, în ce zonă? Pe aici era. Unde am dat mumeala, mai băgăm o dată. În 3 ăla, cred că l-arunc chiar în larg. Asta stă aici. 1, 2, 2. Uuu, a luat-o 3-ul. Ia-l! Ia-l! Bine că n-am apucat să-l bag în larg. Uite, trebuie pentru bestiile alea mari. Nu că n-ar putea să tragă și ăștia mici. Dar la ăsta am așteptări să iau vreunul de 20 de kilograme. Sau peste 15, dacă e peste 15 kilograme. Sau aproape de 15, e deja mare ăla. Ia mă! Ce avem noi aici? E unul mare? Boss ceva? E mare? N-aș zice că e boss. 11 kg doar? Ah,
acolo, 7-7 de metri. O lăsăm în margine, 2-ul. Hai să văd unde bag 2. N-am mult, nu mai bag, ia-l pe 1. Cât de mare ești? Mai ține ceva. Somn! Cum mă somn la... Băi, incredibil. Sunt prea mult somn aici. Cum am luat eu somn? Bine că am luat și crab. 13 kg. Cu echipament pentru pești mici. Și mumeală pentru pești mici. Mi explică și mie ceva? De ce funcționează așa? 6 pești. Abia 6 pești. Hai că mă ajută 3-ul, gata. Hai cu 3-ul, hai. Vine greu și ăsta. Nu, vine repede, nu e mare nici ăsta. A venit la mal prea repede. Ăsta e mic. Îmi trage peștele mare la echipamentul pentru pești mici. Hai că mai avem încă unul. Hai odată! Gata, l-am luat. Și ăia mici la echipamentul pentru pești mari. Ia, 6 kg, e și mic. 2-ul. Bă, în sfârșit, am găsit și pentru 2 ceva. În capăt acolo, hai. Să luăm pentru 2. Băi, nu-l ia. Gata. Ușor. Hai la mal, hai la mal. Nu, vine greu, vine greu. Ăsta pleacă, nu vine. Ba, nu, 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 să ține tare, 45, pleacă. Ăsta pleacă, e mare, gata, boss. Boss, ăsta trebuie să fie boss. Sau foarte mare, peste 15 kg. Gata, a venit la mal, mai greu, dar a venit. Pare mare, să zbate, dar n-are nicio șansă. Ce avem noi aici? Craft fantomă. Tot somn. Da, e boss. Nu, somn, 16 kg. Bun. A luat-o 1, bravo, băi, ce-mi place când trec de la una la alta, așa, imediat. Să n-apuc să stau. Deci după 20 de minute a început să tragă, să miște ăștia. A început să se miște, mă. Hai da. Hai la mal. Hai da la mal. A luat-o 3-ul, băi. Hai repede cu ăsta să-l iau și pe ăla. A luat-o 3-ul. Gata, măi, am găsit. I-am găsit. Și 2-ul? Nu, pleacă și 2-ul. A, nu, se aude de la 3. Asta e suficient. Una e destul. Hai, băi, vine la mal. N-are nicio șansă asta. Să se dea bătut. Nu vrea. Nu mai ajung la 3 în ritmul ăsta. L-am luat prea greu pe ăsta. Craft fantomă, mă. Și e și mare. Ia uite câta bestia. Monstru ăsta. Hai, dă-l repede, dă-l repede. Cât are, cât are, cât are? 12 kg. Nu e boss. Ia repede 3, ia 3-ul, să nu scap, să nu scap. Ia-l, 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 ia-l. Dă-i. Nu! Ah! Bă, ce mă sperie că îi dau click stânga și nu mi-afișează că trage, că mulinează. Ăsta trebuie să fie boss. 68. Pleacă, vine. Nu, vine, nu e boss. Posibil să fie mare, dar nu e. Nu pleacă nicăieri. 68, nu face un 70. N-are putere să tragă, deci nu e mare. Stă și la suprafață, e clar, e mic. Hai să-l trag repede la mal. A venit prea repede. Prea repede. Are cum să fie asta mare. Boss. Nicio șansă. Uaaa, ce frumos e. E de la crap coi de la 9 kg. Bun, bun. Suficient de departe. Acum să încerc să bag o mumeală între ele. Nu mai băgăm, ia 3-ul. Ia 3-ul. Gata. L-am luat. A luat-o și 2-ul, bă, exact ce-mi trebuie. Exact ce-mi trebuie, că l-aduc pe ăsta la mal și mai iau unul repede. Dar nu l-aduc la mal, fii atent că ăsta e 3-ul, ăsta e echipamentul pentru bestii de alea mari. Vine. Hai mă, ca să iau și ție la 2. Hai, uuuu! Nu vrea să vină. Trage prea mult firea ăla, nu-l mai iau.
Îmi trage prea mult fir, 2-ul. Hai bă, azi. 3, uite mă, monstru. Eram sigur mă că e bestia asta. Zic cât are, zic cât are. 14 kg, bun. Nu e boss, dar e bun. S-a adus ăsta, nu-l mai au. 2-ul. Îl mai au? L-am luat. L-am luat. Fără grabă, fără stres. Ușurel așa. Hai la mal. 92. Pleacă. Nu, hai că vine. Nu, nu, nu. Hai că e bine, e bine. Nu e bine, pleacă. Uuu, ăsta e mare. A luat-o și unul. Pua, ritmul care se mișcă ăsta, nicio șansă să ajung la ăla. E la 98 de metri. Tensiune mai mare. La 1 îi facem cu mâna, n-am șanse să-l iau. Din câte am văzut și dacă mi-am mușcat, exact cum e acum la 1, dacă îl pierd, mi-l notează ca pește pierdut, chiar dacă nu am luat undița în mână. E bine măcar că știu ce am pierdut, într-un fel. O să verific dacă nu uită la final. Ăsta e mare, bă, 100 de metri. Băi, am luat boss. Trebuie să fie boss ăsta. Opa, păi dacă e boss, n-am firul, n-am nici mulineta pentru el. De-aia mă, nu-mi place mie cum le grupez. E fir care nu rezistă la greutăți foarte mari și de asta am și atâta tensiune pe el. E mulineta care nu e pentru bestii de-astea mari, de-aia nici nu mi-l trage la mal. Cum să le mai grupez ca să fie bine cu ăștia? Dacă a început să vină repede la mal, unul încă mai e cu noi. Încă mai e cu noi. Să sperăm că mi-l dă pe ăsta repede. Ia, boss. M-a chinuit ceva, e somn. A, e doar un somn. Nu e foarte mare. 16 kg, nu e boss. Ia-l pe unul. Ia-l pe unul repede, acum cât mai stă. L-am luat? Nu. Nu! Am tras prea mult fir. Ba da, mă, încă l-am luat, l-am luat. E mic și de-aia cred că am reușit să-l iau. Am tensiunea pe 60%. Hai că vine ușor. Vine, mă? Lasă că e bine așa, lasă-l ușor să nu mă grăbesc să-l pierd. Hai să vedem ce e. Îl dă foarte greu. Foarte greu, e la mal și încă nu mă lasă să-l iau. Să fie un boss dintre aia mici? Nu, e crap. E un crap. Bă, un crap iar mare. Crap, oglindă. Bravo, mă. 13 kg pe echipamentul care trebuia să fie pentru peștii mici. Exact unde trebuie s-a dus. Și-a plecat doiul. Bine, mă. Ia doiul. Ar fi ceva ca la 50 de pești prinși. Să n-am niciun boss prins. Băi, deci ar fi spectacular. Ar fi super tare. Asta a venit deja la mal. A venit, dar nu mă lasă să-l iau. Hai da. Opa. Gata. Crab fantomă din ce observ eu. Sau e de la koi carp? Nici o șansă. E tenci. Lin, nu? Tenci, da. 3 kg. Luăm 1. Nu mai luăm 1, 3. Hai. 3. La ăsta am mereu speranțe pentru boși de aia mari. Pentru bestii, dar au venit și la celelalte. Deci n-are nicio legătură cum grupez eu momelile cu firul și cu... Uite mă că a luat-o și unul. Perfect, hai să-l iau pe ăsta la mal. Și să luăm și pe ăla. 40 de minute și n-am jumate din 50 de apeși. Să sar de o oră, depășește o oră. Bă, dar asta pleacă, nu vine. Ăsta trebuie să fie mare. 80. Băi, trag și nu vine deloc. Așa nu forțez. Nu vreau să-l pierd. Luăm așa ușură. Băi, le-am pe toate. Incredibil așa ceva. Le-am pe toate acum. Toate au pește. Și nu pot să vin cu ăsta la mal. Asta e boss. Hai că le pierd pe celelalte două, dar să fie asta boss. În situația asta nu m-a supărat. Așa tare, hai că s-a hotărât, bine amă. A obosit. Adică a fost 1 și apoi 2. Termin cu 3 și trec pe 1. Dacă a pus să mai trec pe.
Hai mă că e la mal, e la mal. Dă-mi-l odată. Dă-mi-l mă, că trebuie să iau și încă una din alea două măcar. Hai că l-a dat, e somn, e mare. Dar nu, nu știu dacă e boss. E mare, e mare. E mare, uite. Avem, nu, 19 kg. Dar nu e boss, l-am pierdut pe 2. Ah. Nu, am pierdut pe 1. Of, iar repede 2. Băi, nu vine să cred, mă. Am stat mult, ce să mai. Se spune că nu e boss, sau să nu-l pierd și pe ăsta. Hai că l-am luat. Hai mă, hai mă, nu mă supăra. Se zbate ăsta. Dar nu pare să fie boss. Băi, unul de 19 kg, mă, record. Record. Până acum. Uite, încă unul și mai mare. Nu, de fapt nu cred că e mai mare ăsta. Ăla nu-l depășește pe ăla de 19. Craft fantomă, bă, 12 kg. Dă el de în coadă. Bun, deci avem în stânga zona cu nebunia de pești. Tot în stânga mergem atunci. Poate din greșeală sare și ce trebuie, un boss. Gata, mă, mi-a luat un. Dar nu e mare asta. Merge. Nu mi-l dă. Gata. Tenci? Linu? Da, dar nu e bus. Gata, m-a luat-o și treiul. Bine că l-am adus eu unde trebuie aici. Uite că a venit la 1. A venit la 1. Vreau și pe ăla imediat. Vreau și pe ăla imediat. L-a luat. Hai repede pe 1. Hai repede pe 1. Wow, ăsta e mare, bă! 14 kg. Dar nu e boss. Nici o șansă să iau și un boss azi. Nici o șansă să iau un boss azi. Acum m-am încadrat să-l prind și pe ăsta. Ar trebui să fie specie mică. Dar nu e. Băi, să vezi că nu e specie mică. Bă, cât mă ține ăsta. Măcar să fie boss. Gata, hai, l-a dat. E boss sau m-a ținut așa la mișto, ca așa, așa funcționează jocul. E mare și ăsta. Eu credeam că e vreun de la micuț. 14 kg, da. Logic mă ține atâta. Dar eram pe care? Eram pe 3? Nu, mă, eram pe 1. Cum vine, mă, la 1 ăla de 14 kg? Cum poate să fac așa ceva? Gata, m-a luat-o. Eram cu gândul în altă parte, am luat ochii puțin de la el. Mă uitam la telefon. Nu mă așteptam să vin așa repede. Ia, în sfârșit unul mic pentru undița 1. Pentru ce a fost setat. Gata, m-a dat, perfect, haide. Și-a luat-o și 3-ul, care? 3-ul? Uite-mă, pește mic. 1, 1 kg, 2, nu e 3, e 2. 2, hai. Hai. Trebuie să mai iau și de ăștia mici. Că n-am șanse să ajung la 50 în situația în care iau numai de aia mari. Într-o oră, iau jumate într-o oră. 25, m-ar însemna încă 5 pești în 5 minute. După oră, a luat-o și 3-ul, perfect! Băi, deci după oră n-am luat niciun boss. După oră niciun boss. Dar poate totuși se îndreaptă situația acum cu 3-ul. Ce să-ți bate asta la mal? Nu vrea să mi-l dea. Băi, scapă ce am la 3, hai odată. Gata, l-a dat, hai. Hai, hai, hai. Specie mică, perfectă. Barney, m-am luat un boss. Este, mă, am luat un boss. Hai cu 3-ul. Bine, mă, deci un boss într-o oră. Un boss într-o oră, hai, poate iau 2. Dacă iau și pe ăsta repede. L-am luat? Bine, l-am luat, l-am agățat. L-am agățat.
93 de metri, vine, vine. Hai că posibil să-l iau și pe ăsta la mar. Deci îl iau la mar și pe ăsta, 56 de metri, 57. Mă încadrez cu încă un boss într-o oră. Hai mă, nu stau 3 minute să-l aduc pe ăsta la mar. Stau 3 minute? Hai că a venit prea repede la mar, ăsta e mic. Deci am luat pește mic, pește mic la echipamentul pentru bestii. A venit prea ușor la mal. Nu e chiar mic, dar nici mare nu e, 9 kg. Și iar am rămas cu balta goală. Am un boss într-o oră aproape, hai să vedem dacă reușesc să mai bat repede. Nu trebuia să o las jos. Gata mă, a luat-o, care? Care a luat-o? A luat-o, a luat-o, 1. Asta e mic, dar e boss? Pare să fie de la roaci. Da? Nu e boss. Bă, am un boss, mă, Barney, mă, am un boss. Măcar am luat un boss. După o oră. Care a luat-o, mă? 3-ul. Hai. Hai să vedem ce ne-a picat. La 3, că la asta am speranțe mari. Încă unul, mai trage la una. Am băgat mumea la și spre 1 și spre 2. A rămas la 2 când am ridicat-o pe asta, dar nu știu dacă 2-ul trage. Asta nu vine prea repede. Dacă a venit la mal ăsta, să vedem ce... Ce am luat? Mic? E unul mic? L-am luat, mă, e mic. Crap! E mic ăsta. Sub 15 kg lejer. Da. Care mă aleargă pe aici? 2-ul. Exact unde am lăsat mumea. Ia-l repede. Ia-l repede. L-am luat. L-am agățat, gata. Hai să vedem ce e și ăsta. Nu, ăsta clar e mare. Pleacă, n-am putere să-l aduc pe ăsta la mal. Nu mă ajută echipamentul. Pleacă, 73, se duce liniștit, n-are nicio problemă ăsta. Tensiune pe fir maximă și sunt cu 30% volum. Nu, volum, ba da. 30% putere. Rezistență pe fir. Păi, ăsta trebuie să fie boss. Sau să am eu ghinionul cu echipamentul ăsta. Hai să vedem în cât timp îl aduc eu la mal. Dacă îl mai aduc. A luat-o și unul. Bravo, mă. Mai ajung la unul că ăsta a rămas în 91 de metri. Nu, scade. Și-a revenit? Nu și-a revenit. Ba da, ba da, ba da, 88. Hai cu 7, 87, bine. Hai că și-a revenit, gata, obosit. Deci nu e prea mare nici ăsta. Hai mă să-l iau și pe ăsta, hai mă să-l iau și pe ăsta. Hai că am reușit să-l aduc la mal. Poate iau și ce la 1. Gata, un somn? Băi, a tras un somn, mă. Și nu e prea mare. 17 kg, e mare, e mare, nu, e clar, e mare. Hai să văd dacă reușesc să mai iau ce la 1. 17 kg, bă. Hopa, hopa, hopa. Nu, 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 nu. Ba da, hai că l-a luat. L-a agățat, e foarte mic. E foarte mic de nu mă lasă să-l iau. Bă, nu scăpa, mă. L-am luat. Băi, ce m-am speriat, am crezut că mi l-a scăpat, dar la... Când îl scapă, îți dă sunetul ăla. De fier rupt. Nu e boss, dar e foarte mic. Gata, mă, a luat-o un. Așa vă vreau, repede. Repede, că până la 50 mai am o viață de așteptat să iau. 50 de pești. Asta să-ți bată la margine aici. O oră și 8 minute. Băi, nu, să nu scapi! L-a luat. Ăștia mici așa mă sperie. Tensiunea aia iurea pe fir. Pentru ceva așa de mic. Așa mă, cu ăștia ajung eu la 50. Dacă iau numai de ăștia, ajung la 50 imediat. A luat-o 2. Nici n-am apucat să dau cu momeala în baltă. A luat-o 2. Haide. Hai mă, ia-l. Gata. Nu, 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 nu. A, gata. Se zbate, se agită. A luat-o și 3-ul, perfect. Dau dintr-una într-alta, exact cum trebuie. Dacă a pus-o, iau. Dacă știu 1. A, nu, era, se vedea firul de la 3. Ăsta e mare. Sunt pe 2. Posibil să nu mă ajute murineta, mă. De-aia mi-o atâta tensiune pe fir.
Să fie oare mare. A luat-o și unul, perfect! Exact ce aveam nevoie. Dacă reușeam să vin și cu ăsta la mal între timp, era de vis. De vis era. N-ajung cu ăsta la mal între timp, n-ajung cu ăsta la mal. L-am adus la mal, încă le am pe toate. Hai repede să le iau pe ăsta. L-am luat pe ăsta, hai cu treiul, să nu-l pierd, să nu-l pierd. E boss, mă, de m-a ținut atât. E mare. Clar e mare. Nu e boss, 19 kg. Ia treiul repede, să nu scap, ia treiul repede. Ia treiul, hai. L-a luat, bă! Ăla e, mă, gata. Unul poate am șansă să le iau și pe ăla, dar la unul ar trebui să fie mic. Chiar dacă am boss și pentru specie de pește mic, nu știu ce să zic, cu ăsta aveam eu așteptări mai mari. La 3, speram eu să pice ce trebuie. Băi, ce ușor a venit la mar, sunt pe 56%, abia l-am ținut în tensiune maximă. Ăsta e mic, deci la 3 eu am pește mic, să vezi. Nu e mic, dar nu e nici mare. Ia repede unul, hai, mi-a rămas și ăla. Dar am reușit să-l iau, l-am luat, gata, l-am agățat și pe ăsta. Și să vedeți voi acum cum am la ăsta dita mai bestia. La echipamentul pentru pești aia mici. Funcționează total aiurea. Astăzi. Cred că azi. Nu mi-am minte să fi mers în halul ăsta. Adică mai săreau aiurea peștii la echipament. Dar nu în halul ăsta. Mare la mic, mic la mare. Ia și să vedem aici dita mai bestia. Dita mai bestie. Asta nu e pește mic. Nu e mare. Foarte mare, dar e mare. Pe lângă aia de 2-3 kg. Continu să lasă astea iurea jos. Gata, m-a luat unul până la urmă. M-a ținut cu momeala în mână pe 3, dar a luat unul. Credeam că la 3 o să-mi sare ceva. L-am luat cam greu. Posibil să fie boss? Nu, era doar mare. Pe echipamentul de pești mici. 10 kg. A luat-o treiul, băi, doar am pus mâna pe momeală și a luat-o treiul, gata. Hai că e bine. Dar oare e mare? Asta e întrebarea, că la 3 aveam și eu așteptări de 20 de kg. 30, ceva boss. Nu, e vreun pui de la de tenci ceva, la 1 kg. Bă, încă unul, perfect. N-a zis nimic. Ia-l mă repede, mă. A, e la 1. Bine, că la 1 am avut mai bestii. Hai să vedem aici o comparație. Ce am luat la 3 pentru echipament mare, ce luăm la 1 pentru echipament mic, pentru pești mici. Uite, mă, la 3 am luat tenci. Bă, e incredibil ăsta. Tenci, 4 kg, la 3. Mă, le-am memorat eu greșit. Nu la 3 băgasem. Bă, stai mă puțin. La 3? Nu mă, la 3 băgasem... Nu, la 3 am băgat pentru bestie. Ia cu mare. Pentru o secundă am crezut că le-am memorat eu greșit și de fapt am început cu undiță pentru bestii și apoi am finalizat cu alea pentru peștii mici. Hai să vedem ce e. Am luat 4 kg la ăla. La undița 3 și la undița 1 monstru. Băi, nu cred așa ceva. Le-am memorat eu greșit, mă, cel mai probabil. 14 kg. Mă, le-am memorat greșit. Zic că le-am memorat greșit. Avem așa. Nu. Ba da. Tab. Avem... Nu, mă, 3-ul e cu mumeală mare, cu firul gros. Și trag ăștia numai pe dos. Hai cu 1. Ce avem la 1? Iar vreo bestie. Iar vreo bestie. Deja am început să mă obișnuiesc. La 1 să-i prind pe aia mari. Și la 3 pe aia mici. Gata, a luat-o și 3-ul. Perfect. Ăsta când îl prind pe ăsta. Mai iau 1 repede. Și fac aceeași comparație. O să fie mai mare la ăsta și mai mic la 3. Așa a fost până acum. La 1, bestie. 9 kg. La 3, pisoi de la de 1 kg și un pic. Hai. Hai, mă. Ia-l.
Da, e clar, e mic. Și la 3 avem cât? Zi câte kilograme are asta. Câte kilograme are, ia. Băi, uite că a început să tragă ce trebuie. 10 kg. Așa da. Gata, m-a luat-o 1. Cu mumeala lângă el a început să miște. Ia, ce avem noi la 1? Opa. E mic, exact ce trebuie, e mic, dar să fie bus. Mai dăm un bus, hai. L-a dat, l-a dat și avem ce? Roaci? Roaci? Parcă se vedea ca roaci. Bibănelu! A luat băiatul Bibanu. Perci, bun, gata. Acolo mergem, la Biban. La Biban, o specie nouă pe lângă celelalte. Au luat, băi, am îndouă în același timp? Nu, trei doar. După sunet am avut impresia că trecea și la 2. Să vedem cât de mare e asta. A venit greu, dar nu foarte greu. Cât de mare ești, mă? Nu e foarte mare. Doar 11 kg. Care trage? Zi repede, 2. Hai că mă mut cu ele în dreapta. Văd că încep să tragă mai repede din dreapta de aici. De unde am luat bibanul. A luat-o și unul, e clar, gata, în zona asta mă mut. Aaaa! S-a dus. O fi tot la 1? Trage tot la 1? Nu, acum e 3. Deci ceva mișcare mai avem și în partea aia la 3. Pe asta nu reușesc să le iau mai repede. Gata. Asta trec repede pe 3. E mare ăsta. 11 kg, 3-ul. Nu știu de ce am impresia că am prins de mai multe ori același pește, chiar dacă nu e boss. Bine așa, care e? 1. Mă, ce tu trage la 1 și mi le arunc așa iurea? Deci am 3 pierduți până acum. L-am luat până la urmă și pe ăsta de la 3. La 1 cred că am tensiunea slabă pe fir. Ce avem la 3? Ua, unul mișto! Uite cât de bine arată ăsta. Și e mare. Boss ceva? Zic că e boss. Nu, e... E ce? E bun, dar arată mișto, rău. Bă, ce-mi plac cum arată ăștia. Hai să bag repede 3-ul, îl băgăm tot în partea aia, că văd că iese ce trebuie de acolo. Băi, ce tare, mă, cum am dat spre el mumeala cum m-a mușcat. Hai, gata și cu celelalte. Am așteptat ceva până a început să tragă iar. Am așteptat ceva. Toate 3, bravo, mă, perfect, hai că mă apropii de 50 de pești. Gata, mă, l-am luat și pe ăsta. Hai repede să trec pe 2, că văd că ăla a plecat departe. Unul frumos, mare. Încă mai, încă mai, hai. Hai, l-a luat. Dacă reușesc să iau și cei la 1, chiar am noroc azi. L-am pierdut pe ăla de la 1. Băi, 4 pești pierduți până acum. 4. O fi fost boss unul din ăștia 4. Să vedem dacă e boss ăsta, că l-am luat greu. Am adus greu la mal. E foarte mare, dar e boss. Nu, crab comun, 15 kg. Bă, cât ai ăla de mare, bă. 41 de pești, încă 9. Hai, mă, încă 9, mă, încă 9. Gata, hai pe 1. Hai pe 1, hai pe 2. 3. 3-ul. Lasă că e bine și 3-ul. Hai repede să le iau pe ăsta. Hai, mă, să te scot afară din apă, mă. Hai, mă. Te bag înapoi. Opa. Nu, 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 să nu pierd. Mă chinuie rău ăsta. Trebuie să fie boss.
Sper să fie boss. Sper să-l iau, nu mai zic de boss. L-am luat. Ia zi, boss sau ce e? Ce e? Tenci? Că ăștia sunt periculoși. Tenci. A luat-o și 2-ul, hai repede pe 3. Ia repede 3-ul că a luat-o și 2-ul. Suntem aproape de 50 de pești. Hai mă! L-am luat. Hai cu el la mal. Și iau repede și 2-ul. Mă apropii de 50 de pești. Mă apropii de 50 de pești, ce tare. Ce tare! Deci până acum 4 pești pierduți, dar nu din cauza mea. N-aveam cum să iau pe aia. Asta stă pe margine, vine. Hai mă, cât e de mare. Poate am timp să iau și pe ăla de la 2, dacă nu îl pierd. E mare, mă, uite cât de mare și frumos. Coi carp, 11 kg, e bun. Ia 2. De la momeala de la 3, ne vin numai crab ăsta. Hai mă, te rog eu, ia-l. L-a luat. Acum să vedem dacă îl iau la mal. Și ăsta este boss sau nu? Nu e boss. Băi, doar am luat momeala de la el și deja am mușcat. Nu vine să cred că l-am pierdut când l-am luat în mână. Ah! Cum să mă bucur și eu, mă? S-a gândit ea să o lase. Dar mă ajută unul. Am dat cu momeala la 1 și apoi la 3. Dacă n-am zis eu să iau, să o trag spre mine puțin, l-am prins și a scăpat. Să vedem ce ne aduce norocul. Boss ceva? O bestie, mă, că bestii vin mie la echipamentul pentru pești mici. Bestii vin la echipamentul pentru pești mici. Adică mie la acul ăla, la acul ăsta mic, îmi vin monștri. Ce tare. Ăla e, mă, 2-ul. Că ăsta nu mi-a tras. Hai. Mai am 5 pești, ultimii 5 pești, hai. Hai să vedem dacă în ăștia 5 pești recuperez ce boss n-am prins până acum. Boșii aia pe care i-am ratat. Nu. A luat-o încă una. Bravo. Gata și cu ăsta. Hai repede, care e? 1. E mic, nu e boss. Au bosit, începe să-l doară mâna, mă, cum face. Dă din umăr. Îl doare mâna și pe el. Hai la mal. La ăsta sigur e bestie, că până acum nu mai dăstea. Am avut mai mulți de aia mari decât de aia mici. Echipament setat pentru pești mici. Întâi aia mare prea nemâncați. Hai să vedem ce e, bestie sau e unul mic. E mare. Ala e, mă, 2-ul. Hai, ultimii 3. Să mai iau un boss în ăștia, ultimii 3. 2 ore ca să iau atât de puțini boși. N-a fost clar ziua mea norocoasă asta. Băi, cât de greu îl iau pe ăsta, sigur e boss. Acum trage și la 1 și 3-ul. Perfect, ăștia ultimii 3, dar hai să-l iau pe ăsta, ăsta sigur e boss. Mă chinui foarte tare să-l aduc pe ăsta la mal. Hai că poate mă ajută el acum să vină. 25-24, perfect. Băi, deci ăștia sunt ultimii 3, dacă iau pe ăștia 3, m-am scos, ăla sunt, 50 de pești, în 2 ore și depășesc de 2 ore, 2 ore pe lac, 50 de pești, cu 4 pierduți, sau 5, 4 parcă erau, hai mă, boss, mai ținut o grămadă, hai, zic că ești boss, trecem pe unul repede, ești boss, trebuie să fii boss, e doar un somn mare. Nu, e somn mare, 18 kg. Asta e, merge și asta. Repede pe 1, ia-l 1 și apoi 3-ul. L-am luat. Hai să-l iau pe ăsta la mal, repede. Ăsta e mic, că vine foarte repede. Băi, nu cred, 74. Să nu-l pierd. Tensiune maximă pe fir. Bă! L-a luat, ăsta e foarte mic. Hai mă. Foarte mic, nu e boss, 3-ul, ia și 3, ultimul pește,
Ultimul, hai, ia-l, să nu-l pierd, să nu-l pierd. Lasă-mă să-l iau și pe ăsta, te rog eu, lasă-mă să-l iau și pe ăsta, mă. Nu mă lasă, l-a luat, ba da, l-a luat. Gata, ultimul pește. Ultimul pește ăsta e gata. Să nu-l pierd pe ăsta și închei exact cu toate scoase din apă. 50 de pești. Hai să nu-mi zici că a rămas acolo, băi, deci nu cred că-mi faci una ca asta, nu cred. E cușca aia? E cușca aia și nu pot să-l scot, a? Băi, nu cred că-mi faci asta, mă, băi, nu, mă. Să nu spui că ăla e obstacol și nu poate să treacă. Hai, du-te încolo, du-te în sus. Băi, la asta nu m-am gândit. Îl scapă, bă. Nu pot să-l iau. A intrat în cușca aia nenorocită. Băi, cât ghinion am și ăsta e boss. Ăsta e ultimul pește, mă, nu-mi fa asta. Ieși de acolo, ieși de acolo. Cum s-au gândit ei, mă, să bage asta acolo? Trebuie să las să plece. Hai, mă, du-te, ieși de acolo, mă. Nu, mă, îl pierd pe ăsta. Îl pierd, fii atent că îl pierd. Pe ăsta îl pierd, e clar. Ultimul pește, ce-mi face mie jocul ăsta acum. Mă strică mie toate planurile. Hai, mă, sar peste aia, mă. Sar, mă, peste ea, mă. Îi dau tensiune mare pe fir. Las un undița jos. Poate are noroc să iasă. Nu pot să o las jos. Care s-a treiu? O lasă jos. L-am scăpat! Ah, sper că nu era boss. Unul mai trebuia, bă. Băi, ce mi-a făcut mie jocul ăsta, nu vine să cred, cu cușca lui, cu tot. În situații ca asta, vine să dai cu calculatorul de pământ. Ăla-i, hai, la 1. Cu ăsta rămân, dacă nu e boss, nu știu dacă e boss, vom vedea. Cu ăsta rămân, dacă nu mai trage la niciuna între timp, mergem să vedem câți am pierdut eu azi, câți boss, a, mai trage. Hai că vedem ce mai avem și la aia. Băi, ce m-a supărat pe mine, băi, m-am rămas el blocat în cușcă. Așa, du-te și tu în cușcă, du-te tot în cușcă și tu, du-te acolo, du-te. Du-te și tu tot în cușcă. Ce la cușcă aici să fie? A, acum atrage și trei, ia să-mi zici. Trage și trei, păi da, trebuie să le iau pe toate. Hai că le iau pe toate. Asta e, măcar să recuperez ce n-am reușit să iau. O fi fost ăla boss, n-a fost boss. Rămâne mister. Dar măcar am mai învățat ceva, să mă feresc de colțul ăla, nenorocit. Hai, dă-l, vin încoace, dă-l frumosul ăsta, hai. Hai să-mi revin un pic, să mă scot din starea asta nașpa. Frumos, nu e boss, dar e frumos. Ia repede doiul. Hai mă, ia doiul. Nu scăpa, ia doiul. Poate reziste și treiul. Și le iau pe toate, hai. Treiul a plecat departe, nu știu dacă mai iau și pe ăla. Ăsta nu vrea să vină mai repede, să pot să ajung și la 3. Băi, ce perfect era dacă nu intra la încușcă, să-l scap. Hai, l-am luat și pe ăsta, ajung și la 3. Nu e foarte mare, nu e boss. Hai cu 3, mai reușesc să-l iau. Îl iau. L-a luat, dar îl aduc eu la mal. Pare mic, vine foarte repede. Îl iau și pe ăsta și asta e gata. Peste 2 ore. În peste 2 ore am reușit să iau eu 50 de pești. Gata, ăsta e ultimul. Le-am scos pe toate din apă. E un tench, nu e nici măcar boss. Mai am vreuna prin apă, nu mai e niciuna. Nu mai e niciuna, toate sunt aici. 52 de pești. Hai să mergem să vedem câți am pierdut. Deci avem pierduți. N-am niciun boss pierdut. Perfect. Deci aveam boss fish lost 29, tot 29 am. Deci n-am ratat nimic important. Exact ce trebuie. Boss de mod. Ce avem aici? Decât pe Barney l-am luat azi. În 2 ore am luat un boss. Cred că e suficient pentru astăzi, nu? Ne vedem mâine. Pa!